Oficialii Direcției de Sănătate Publică Sălaj au anunțat că boli grave precum cancerul sau tuberculoza sunt tot mai rare în rândul sălășenilor. Anunțul a fost făcut în cadrul ultimei ședințe a Colegiului Prefectural. Cazurile de hepatită, în total 25, 21 cazuri de hepatită A, 3 de tip B și o hepatită virală acută de tip C. Numărul cazurilor este în scădere față de anii precedenți. S-au înregistrat și un număr de 2 cazuri de scarlatină, 4 de leptospiroză și varicelă, un număr de 812 cazuri, dar așa cum am menționat și la începutul acestui an, varicela este o boală care apare sezonier, e normal să existe circulația în populație, formele au fost cât se poate de ușoare, n-au existat forme care să pună probleme de diagnostic și tratament. În ceea ce privește bolile transmisibile cu raportare numerică lunară, boala diareică acută cu un număr de 726 de cazuri, 2 cazuri de dizenterii bacilare, un caz de trichineloză și un caz de parotidită. La bolile transmisibile cu raportare trimestrială, aș aminti angina cu streptococi, un număr de 25 de cazuri, erizipelul 28 de cazuri, mononucleoză 5, salmonella 31 de cazuri. Ce am observat în ultima perioadă, sunt foarte multe cazuri de paraziți, foarte multe cazuri de giardiază, helmintiază, ascaridoză, dermatofitoze, care apar, asta și datorită faptului că în timp condițiile de igienă au crescut foarte mult, imunitatea personală, credem noi, mai scade și nu în ultimul rând dermatologii și ceilalți interniști sunt mult mai meticuloși în a pune diagnosticul acestor îmbolnăviri. Oficialul Direcției de Sănătate Publică Sălaj consideră că astfel de afecțiuni sunt tot mai puține în rândul sălășenilor și ca urmare a dezvoltării rețelei medicale și nu numai.